Dacă nu vrei să ratezi niciun video care apare nou pe canal, nu uita să dai pe clopoțel și să activezi notificările. Salutare tuturor și bine v-am regăsit, oameni buni, la un minunat nou episod de Minecraft Bedwars, oameni buni. Astăzi jucăm pe o mapă destul de ok. Pe mapa asta am reușit să mai câștig de câteva ori, deci e bine. Să sperăm că reușim și de data asta, dar primul lucru pe care trebuie să îl fac este ăsta, ok. Ca să jucăm mai ok, să putem să vedem jucătorii mai bine și chestii de genul ăsta, nu știu, eu joc mai bine așa. În fine, nu uitați, bineînțeles, fraților, să lăsați și vă acolo și un like dacă nu ați lăsat încă și, bineînțeles, dacă nu sunteți abonați la canal, să vă abonați. Hai să vedem dacă reușim și noi să câștigăm astăzi un match. Ok, o să iau niște lână de aici și să-mi pun la pat, bineînțeles, că vă că ăla se grăbește. Uitați-vă și voi ce rapid vine, nici măcar nu și-a făcut bază la pat și vine efectiv aici și să îmi distrugă mie patul sau nu știu ce vrea să facă, dar în fine... Noi o să ne facem, bineînțeles, o bază la pat aici și am mai mult ca să nu poată să ne distrugă atât de ușor, cel puțin. Uite-l, mă, fix în partea asta vine, mă, serios, acum, fix aici, bravo, mă, felicitări. Dar cum te-ai gândit tu că ar fi cel mai ok să vii aici, a? Și fac pariu că are TNT, oameni buni. Deci asta pot să pariez, că are TNT. O să-mi iau rapid o sabie. Bineînțeles că are TNT, papa bossule. Ok, n-ai reușit să-mi spargi patul, din păcate pentru tine. Și acum vom merge noi să îi distrugem patul, oameni buni, pentru că nu se poate așa ceva. Adică vine el aici cu tupeu să ne distrugă patul, măi. Măi, dar ce e asta, măi? Așa că trebuie să ne răzbunăm, oameni buni. Opa. Perfect, bravo, felicitări, felicitări, boss. Ok, bun, am scăpat de tine. Încă mai sunt un pic răcit, oameni buni. Probabil observați asta din vocea mea, dar în fine. Ok, merge frumos pe insula noastră. Acum nu mai avem nicio problemă. Mergem aici să ne luăm un protection pe armură. De fapt, cred că mai bine luăm ăla pe sabie. Dar în fine, acum nu mai contează. Hai să lăsăm restul de diamante aici ca să nu ne pierdem. Și blocurile o să le țin la mine. Bun, cam putem să plecăm de aici și oameni buni. Cred că ăla o renunțat sau nu știu ce-a făcut, în fine. O să mă duc să mai iau niște diamante de pe aici și e perfect. A, uite, la acolo e pe insula lui, mă. Ok. Momentan nu mergem după emeralde, oameni buni. Trebuie să scăpăm de ăsta, că ăsta o să ne încurce destul de mult. Cam asta e problema. Uite, are TNT acum și se pune să construiască. Nu cred. Sau ce face? Hai că, practic, ca să treci pe aici, să ajungi pe insula mea, trebuie să treci de mine, boss. Uite-l, mă, că se pune să construiască. Mă, ce faci, mă? Auleu, auleu. Auleu, și-o las sabie de-aia OP, mă. Și-o las sabie OP. Ok, oricum nu apucă să alungă pe insula mea. Cam asta e problema lui. Ai de capul meu. Serios, că se întoarce pe insula lui, mă. Bă, deci ce tactici are omul ăsta. În fine, ne luăm niște blocuri și putem să plecăm de aici și oameni buni. Am nici nu știu dacă să stau să-mi apăr patul atât de mult, pentru că oricum probabil o să-mi distrugă cineva patul, deci mai bine putea să mă duc așa liniștit să îmi iau emeralde și chestii de genul ăsta ca să mă ajute să rezist mai bine aici și să nu murim. Cam asta e ideea, că dacă ne sparge patul totuși și noi nu murim, e ok, practic tot puteți să câștigăm. Numai că dacă nu avem armură, nu prea avem ce să facem, oameni buni, deci trebuie să ne facem mai OP. Ok, o să sar aici și jos, perfect, bun. Mi-a distrus patul, bineînțeles, dar nu se putea altfel, adică totuși să fim serioși. Ok. Și acum ăsta unde e? Cred că în același timp trebuie să am grijă să nu vină cineva din spate. Nu prea îl văd, oare pot să sar până acolo, da, pot să sar, perfect. Nu știu ce face ăsta, e pe insula mea, bine, o să iau niște diamante. Super, și mă duc rapid pe insula lui. Mă duc dintr-un singur motiv pe insula lui, pentru că trebuie să-mi iau rapid ceva armură înainte să vină el. Ok, avem armură, oameni buni, e perfect. Bun, poți să vii acum, boss, fără nici o problemă. Hai, boss, hai, hai, că nu mai ai ce să faci acum, papa. Pa. Ok, bun, avem și două emeralde, o să le las aici momentan și cu niște gold. Ok, nu mai avem pad, din păcate. Deci dacă murim acum, practic, am murit de tot, oameni buni, ca să înțelegeți. Deci trebuie să avem un pic de grijă, să zic așa. Ok, o să jucăm așa un pic mai atenți ca să... Aoleu, ia uite-l și pe ăsta... Unde ești, boss? Hai, care armură mai slabă, bun. Partea proastă e că nu am mere de aur. Trebuie să mă duc pe insula mea neapărat, oameni buni, să iau niște mere de aur, că altfel... Oleu, ce-a făcut ăsta aici? Ce puteam să cad acolo? Așa, am nevoie de niște mere de aur pentru că trebuie să-mi refac viața foarte rapid în caz că
Ne mai batem cu freonul că, na, totuși ne scade destul de mult din viață și trebuie să avem viața full cam de fiecare dată oameni buni, că altfel chiar o să murim. Deci trebuie să jucăm așa mai tactic, cam asta e ideea. Ok, mai e unul în partea asta, nu știu de ce se duce pe insula aia, că nici măcar n-are ce să ia de acolo. Ok, boss. Olu, nu știu dacă am eu lag sau ei lag. Sau care-i faza. Dar în fine, hai să mă duc să mai iau diamante, că trebuie să-mi fac un protection 3 măcar pe armură mai mult, că altfel sunt rip. Deci altfel e nasoală treaba, ok. Hai, unde-s ceilalți? Iar trebuie să am grijă și în spate să nu vină cineva. Nu e absolut nimeni, ok, am 6 diamante. Cred că aș putea să mă duc să-mi iau măcar protection 2 acum. Sare bază la bat, hai de capul meu, dar ce e aici? Ce parcurs trebuie să fac pe aici ca să ajung pe insula ăsta? Ăsta nu mai are pat, ok, perfect, pot să-mi iau niște gold de pe aici. Bun, în același timp trebuie să-mi iau un protection 2 pe armură, ok. Am rămas cu 3 diamante aici așa. E bine să zicem, hai să mai iau de goldul ăsta niște mere, bineînțeles, oameni buni, că avem nevoie. Deci trebuie efectiv să avem mere în continuu aici, pentru că altfel e destul de nasol și putem să murim cam oricând. Deci, na, totuși. Asta vine partea asta? Nu, ok. Cred că se duce și el să ia diamante. Bănuiesc. Ok. Mai sunt doi care au pat. Deci, trebuie să avem un pic de grijă ce-i drept. Să vedem pe aici și ar trebui să-mi iau și o sabie de diamant. Chiar că ar trebui la propriu. Dar hai prima dată să ne facem armura mai OP și după aia vedem noi. Ne facem și o sabie mai ok. Bun, acum am nevoie de vreo 8 diamante, ceva de genul ăsta, ca să-mi fac un protection 3. Deci trebuie să ne plimbăm pe aici. Efectiv asta o să facem, oameni buni. Ne plimbăm, luăm diamante, ne facem și noi armură mai ok și după aia putem să mergem să le spargem patul la ăștia. Ok, nimeni pe aici, perfect, am luat 7 diamante, hai că mai am și ceva diamante în Ender Chest. Deci e bine, putem să ne facem un protection 3. Hai de capul meu, dar ce aici, boss? Stai că mie că... A, nu, n-am pe unde scad, ok, perfect. Bun, hai să ne luăm și diamantele astea. Bun, ne luăm frumos de aici și un protection 3. Ok, și acum avem nevoie de 16 diamante, oameni buni. Hai că vine și ăsta aici. Na, hai, boss. Ce tactic are el. Hai, boss, că oricum ai armură mult mai slabă, deci nu prea ai ce să faci, pa, pa. Ok, bun, pot să mai iau câteva mere dacă e. Sau, oare să-mi iau un arc? Hai că-mi iau un arc, că... M-ar ajuta destul de mult un arc aici. Ok, bun. Hai că e bine așa, uite. Dacă stau să mă gândesc, nici nu trebuie să-mi fac bază la pat. Deci asta chiar are sens, pentru că mereu vine un tip cu un TNT sau cu mai multe TNT-uri și mă omoară. Deci n-are niciun sens, oameni buni, să îmi fac bază la pat acum, sincer. Hai, pa, pa, boss. Ok. Ăsta cred că tot vine să mă omoare, că sunt aproape de... insula lui și crede că îi spar patul sau ceva de genul ăsta. Dar momentan nu prea mă interesează chestia asta. Eu vreau să iau diamante să fac un protection 4 și după aia suntem chiar OP, oameni buni, și nu mai au ce să ne facă ăștia. Deci momentan trebuie doar să ne mai plimbăm puțin pe aici. Cam asta e faza. În același timp să am grijă să nu mor. Și mai e și ăsta roșu, care cred că și el își face armura acum. Și partea bună e că ăsta are și pat. Da. Mă rog, hai că reușim noi să facem ceva, oameni buni. Ne mai plimbăm un pic pe aici dacă e. Asta e pe insula aia, ok. O să mă duc pe insula asta repede. Bun, hai să avem grijă. Nu știu dacă are rost să las chestiile în Ender Chest, că eu oricum dacă mor, practic am murit, cam s-a terminat, știi? Adică, cam aia e faza. Ok, aici am scăzut un pic din viață. Perfect, ești rip, bossule, pa, pa. Bun. Acum, hai să vedem, deci mai am nevoie de diamante. Hai să-mi iau toate chestiile aici. Deci am 11 diamante, oameni buni. Trebuie să mai iau și niște mere în același timp și niște săgeți dacă e. Bun, hai să avem aici câte mere avem nevoie, oameni buni, ca să nu murim, bineînțeles. Ok, și acum n-o să mă duc pe insulă la ăla roz sau la ăsta roșu, că n-are sens, efectiv. Trebuie să mai luăm niște diamante, oameni buni. Avem 14 diamante. Ok, ia uite-l pe ăsta. Stai să nu mă arunce de pe insulă. A, dar nu joacă foarte bine, ce-i drept. Deci e cam rip. Ok. Partea bună e că niciunul dintre ei doi nu joacă foarte bine. Deci e ok. Ok, hai să mergem, bineînțeles, să mai luăm niște diamante. O să mergem în partea asta, oameni buni. Văd că ăsta roșu și-a făcut drumul cam peste tot, mă.
Ok, trebuie în același timp să am grijă în spate să nu fie ăsta. A, uite-l, mă. Hai, papa, boss. Oricum nu prea ai sabie bună, nu știu cum ai vrea să mă omori. Avea sabie de lemn, adică serios acum, boss. Bun, avem 18 diamante, ok, perfect, ne-am luat protection 4 mai buni. Putem să ne luăm și golem, ceea ce e super, super bine. O să-mi iau și niște TNT-uri ca să putem să le spargem baza la pat fără nicio problemă. Enderpearl-uri nu pot să-mi iau, pot să mai iau niște meredauri și pot să-mi iau câțiva golemi, 2 golemi, perfect, ok. Hai că e bine, oameni buni. Hai că avem șanse destul de mari să câștigăm meciul ăsta. Faza că ar trebui să ajungem mai ușor acolo. Ah, ok, ăla roz acolo, perfect. Păi atunci putem să mergem pe insula lui, să-i distrugem lui patul dacă e. Trebuie să am grijă pe aici să nu cad, că... Na, totuși dacă picăm pe aici n-o să fie chiar bine. Ok, direct pe insula lui acolo mergem și să îi distrugem patul. Nu-i nimeni pe aici, mamă, dar ăsta nu a făcut drumul pe aici, mă, deloc. Adică totuși. Bun. Ăsta a murit. Super tare, bine că nu a reușit să-i distrugă patul, s-o chinui să ajungă până acolo degeaba, efectiv. Aoleu, stai acolo, bossule. Pa, pa. Hai, pa, pa, boss. Bun. Punem un TNT aici. Perfect, îi distrugem patul. Ok, s-o spawna și el acolo. Nu, stai să nu mă arunce. Nu, boss. Hai, de capul meu, cred că... Nu, no, ok, bun, n-am murit, perfect. Mai avea puțin și reușea să mă arunce efectiv de tot de pe insula, oameni buni, dar am avut un pic de noroc. Hai să ne luăm săgeți acum, ne luăm niște mere, perfect, TNT-uri dacă e, dar nu știu dacă mai am nevoie de TNT-uri. Ok, avem 4 diamante, nu mă ajută la absolut nimic acum diamantele, pot să mai iau un golem dacă e, ok. Și aș avea nevoie de enderpearl-uri, asta e singura problemă, că nu am enderpearl-uri, oameni buni, și că trebuie să fac drumuri pe aici și chestii. Hai mă, boss, du-te de aici. Uite-mă că stă pe insula aici, mă. Ia stai, n-aveam niște chestii cu care puteam să dau să-i distrug acolo tot. Hai, dar nu mai am iron. Minunat, chiar minunat, ce pot să zic. Hai, boss, ce vrei să faci acum? Du-te de aici. Pa, pa. Stai așa să văd. Uite de aici, nu pot să-l nimeresc, oare? N-am zoom, asta e nașpa și nu pot să-mi dau seama exact. Dar ce face, mă? O să stea aici, efectiv. Na, hai, mă, boss. Na, bravo, mă, felicitări, ce pot să zic. Genial, mi-ai distrus drumul aici și nici n-ai reușit să mă arunci. Hai, mă, boss, că n-ai nicio șansă aici și-a. Decât dacă mă împinge de pe insulă, dar nu o să reușească asta. Ok, pa, pa, boss. Bun, am reușit și eu să plec de pe insulă în sfârșit. Și acum trebuie să ajungem la el acolo pe insulă, cam asta e faza. Dar hai să vedem cum reușim, oameni buni, că totuși este. Uite, mergem pe aici, perfect. Da? Opa, o, ușor, că nu vrei să cădem pe aici, bineînțeles. Na, bun. Am nevoie de niște emeralde, neapărat, nu, deci nu mai stăm așa, oameni buni. O să mergem să luăm niște emeralde, mergem frumos aici și jos. Asta... Bineînțeles că vine după mine, adică nu se putea altfel. Hai că o să stau aici ca să nu pot să mă arunce. Hai, ia uite-l, mă. Hai, pa, pa, boss. Ok, bun. Avem 7 emeralde. Nu o să mai iau sabie de diamant, că efectiv n-are rost, oameni buni. O să mergem frumos, luăm un Ender Pearl și după care o să mergem pe insula lui acolo. Și o să-i punem 3 golemi, oameni buni, și o grămadă de chestii și TNT-uri. Hai să facem o chestie cu mai multe TNT-uri. Deci punem efectiv o grămadă de TNT-uri acolo, oameni buni. Cum am zis, o să-mi iau și un Ender Pearl de aici ca să putem să plecăm mai ușor. Ok, și cam asta e tot, în mare parte. Nu știu dacă mai am nevoie de ceva, dar nu cred. Bun, o să lăsăm să plece de pe insulă tocmai ca să nu mai stea acolo să ne încurce sau chestii. Bun, și noi o să mergem frumos pe aici așa. Dăm un Ender Pearl acolo, perfect. Punem aici, oameni buni, TNT-uri cât să ajungă. Uite aici, boss. Cât pentru toată viața. Ok, și pa, pa, boss. Ești rip. Ok.
Îți punem aici 3 golem ca să te țină. Perfect. Îi distruge și 4 oameni buni. Mai punem TNT-uri pe aici dacă e. Oleu, stai că mă omoară el. Nu, nu cred. Nu cred că am murit eu. Am murit eu, bă, și-o câștigat el. Hai de că practic m-am omorât singur, oameni buni. Da, în fine. Oricum nu contează, oameni buni. Aici o să încheiem acest episod. Eu sper totuși că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să lăsați un like, share și ce mai vreți voi pe acolo. Și noi ne auzim data viitoare. Toate cele bune. La revedere. Pa, pa!